Vă salut, prieteni, bine v-am regăsit. Sunt Bogdan Gamaleț și vă prezint un material pregătit și documentat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Comoara unui templier de pe dealul Capela, pe urmele unui document pierdut. O provocare. Ce ați spune dacă ați afla că în apropierea dumneavoastră s-ar afla un deosebit secret care ar putea duce la descoperirea unei comori a legendarilor cavaleri templieri? Ce ați spune dacă ați afla că în apropierea dumneavoastră se află un deosebit secret care ar putea duce la descoperirea unei comori a legendarilor cavaleri teutoni? Ei bine, locuitorii orașului Oltean Râmnicu Vâlcea ar putea să se numere printre cei care își duc viața normal în apropierea unui tezaur fabulos și a unei dovezi exclusă de istorie până acum, și anume prezența unui cunoscut ordin religios sau militar. Se știe prezența pe teritoriul României de astăzi a patru ordine: Ordinul Cavalerilor Ioaniți, Ordinul Cavalerilor Teutoni, Ordinul Sfântul Gheorghe și Ordinul Dragonilor. În schimb, era negată prezența celebrului Ordin al Templierilor. Ce spune oficial istoria? Din documentele vremii, istoricii afirmă că pe teritoriul României, în primele secole ale mileniului al doilea, s-au aflat, din diverse motive, mai multe ordine religios-militare. Dintre acestea, cele mai cunoscute au fost cele ale ioaniților și teutonilor. Primii plasați în zona Banatului, ceilalți în zona Brașovului și a Sighișoarei. Însă nu avem nicio mărturie despre prezența celui mai important și controversat ordin, și anume cel al cavalerilor templieri. Cel puțin așa se credea până nu demult. Dar în ceea ce urmează o să vă prezentăm câteva informații senzaționale care, dacă se vor și dovedi ca adevărate, vom fi nevoiți să modificăm manualele de istorie. Și începem cu o știre din presa vremii. Flăcările albastre de pe dealul Capela. Ziarul vâlcean Viitorul, organ propagandistic liberal, scria în anul 1932 despre o ciudată întâmplare petrecută pe unul din dealurile ce împrejmuiau vechiul oraș, pomenit în actele voievodului Mircea cel Bătrân drept orașul domniei mele, adică actualul Râmnicu Vâlcea. Erau anii când dorința de înnăbuțire rapidă perversase mintea multor români și în mai toată țara aventurierii căutau comorile pierdute ale strămoșilor. Se pleca de la legende și povești și, drept urmare, pământul era răscolit tot mai des și, uneori, trebuie să recunoaștem, căutările aveau succes. Puține, dar existau și ele și alimentau și mai mult imaginația vânătorilor de comori. Normal, un orășel plin de istorie, precum Râmnicul, nu putea scăpa atenției căutătorilor de comori. Un orășel înconjurat de vechi așezări dace și feudale timpurii, un ținut bântuit de haiduți și tâlhari, dar și un loc unde aurul nativ atrăgea ca un magnet pe localnici, dar și pe străini. De vreo 200 de ani, Râmnicul, dar și zonele din apropiere, devenise un târg cosmopolit, fiind locuit pe lângă vâlceni vechi și de polonezi, germani, italieni, francezi, armeni și evrei. În oraș cochetau fără ură biserici ortodoxe, catolice și protestante, alături de o sinagogă și o geamie. Dar să revenim. Într-o noapte, mai mulți vâlceni au declarat că au văzut flăcările jucând pe dealul Capela. Ce a urmat este lesne de înțeles. În zilele următoare, dealul a fost asaltat de vâlceni și nu numai, înarmați cu lopeți, târnăcoape și sape, dar și crengi de alun, care cică ar indica locul unde ar fi aur. Isteria s-a potolit după două săptămâni și rezultatul concret s-a materializat în trei monezi, două romane și o mahmudea și ceva cuie și piroane. Nu se știe de unde a pornit, dar atunci când se vorbea despre eventuala comoară se spunea tezaurul cavalerului.
Au fost prezenți templierii pe teritoriul României? Cercetări recente ale unor inimoși și pasionați istorici ai fenomenului cavaleresc medieval au scos la suprafață aspecte extrem de interesante legate de prezența acestui puternic și controversat ordin al templierilor în Transilvania și Muntenia de Nord. Dacă existența unei confrerii templiere în zona auriferă a munților Abrudului se putea intui, templierii erau cunoscuți ca fiind depozitarii unor importante tezaure aurifere, iar din această perspectivă Transilvania nu le putea fi indiferentă. Mai puțin se credea prezența acestora în mediul urban. Descoperirile realizate de către Ovidiu Dan în orașul transilvanean Dumbrăveni par a evidenția existența uneia sau a mai multor comanderii templiere în orașe de ardelene, dar și o anumită filiație între Ordinul Templier și Ordinul Crucii cu trandafir. Astfel, în Biserica Sfânta Margareta din Mediaș, construită în anul 1488, Ovidiu Dan a descoperit, încifrată în picturile de pe altar, celebra deviză templieră Non nobis domine, non nobis, sed nomine tua gloriam. În evul mediu, templierii o inscripționau pe frontispiciile clădirilor ordinului lor. O astfel de inscripție a fost găsită și pe o clădire veche în localitatea Dumbrăveni. Iar la Catedrala Armeano-Catolică din Dumbrăveni există statuetele care au clare semnificații masonice, putându-se descifra simbolistică aferentă gradelor al patrulea și al șaptelea, respectiv cel de maestru secret și cel de conducător și judecător. Negru vodă sau un cavaler templier. În fosta capitală a țării românești, Curtea de Argeș, se află o sumedenie de povești ascunse și legende cutremurătoare, dar și monumente istorice senzaționale. În Biserica Domnească a fost descoperit un mormânt care inițial a fost atribuit legendarului Negru Vodă. În momentul în care oasele acestuia au fost descumate, misterul asupra lui s-a adâncit. Era îmbrăcat în haine cu simboluri de pe alte ținuturi, nu muntenești, iar istoricii, în frunte cu Nicolae Iorga, au pornit pe 4 variante în identificarea sa. Negru Vodă, Vlai cu vodă, un teuton sau un templier. Deasupra mormântului erau imagini enigmatice, precum Fleur de Lis și Fecioara Maria într-o ipostază rară în iconografie, însărcinată cu Iisus. Pe un alt perete a fost descoperită crucea inversată a Sfântului Petru, altă dilemă pentru istorici. Dar să revenim la mormântul cu numărul 10, cel de care am amintit mai sus. Acesta are sculptată o cruce templieră, iar la cap o stea lui David. Peste ea se află simboluri nespecifice lumii medievale românești, și anume un arbore al vieții cu o stea în 12 colțuri, formată din tot atâtea triunghiuri echilaterale. La vederea acesteia, Nicolae Iorga a exclamat: Doamne, iartă-ne pentru ce am făcut! Dar să vedem de ce și cum a apărut teoria că nu ar fi un voievod autohton, ci un cavaler templier. La prima descumare, trupul cavalerului fusese perfect conservat și avea o diademă de mărgăritare pe cap, strânsă cu un lanț de aur peste părul rung și roșu. Avea o tunică purpurie cu svastici, nasturi din aur, mărgăritare la gât. De asemenea, purta o centură brodată cu metal prețios, înfățișând un castel cu 4 turnuri, precum și o cataramă cu o lebădă cu cap de femeie. Pe degetele lungi, cavalerul purta inele marcate cu litere latine. În momentul în care hainele au intrat în contact cu aerul, s-au distrus, iar restul podoabelor au fost duse la Muzeul Național de Istorie, unde se află și azi. Vasile Lovinescu este cel care, comparând hainele și podoabele, a emis teoria prin care susține că era vorba de mormântul unui cavaler templier.
Deci, după descoperirile din Transilvania și cele din fosta cetate de scaun de la Argeș, nu se mai poate nega prezența în evul mediu timpuriu a cunoscutului ordin al templierilor, sau cel puțin a unor membri ai acestuia. Crucea templieră, boul și broasca de piatră. Isteria căutătorilor de comori de pe dealul Capela s-a reaprins odată cu anul 1956, atunci când, din întâmplare, un grup de pionieri de la școala cu ceas, aflați pe deal la cules de plante medicinale, au dat din întâmplare peste o sabie mâncată de timp și o mică bijuterie din argint aurit. Dacă sabia nu a ridicat probleme, fiind imediat identificată ca fiind o sabie de ofițer din primul război mondial, în schimb, bijuteria le-a dat mult de furcă cercetătorilor. De fapt, era o cruciuliță identică, din punct de vedere desen, cu o cruce templieră și care a fost datată cu o vechime de aproape 900 de ani. Dar de ce se afla ea pe dealul Capela sau cum ajunsese aici, nu s-a putut face nicio legătură. Cruciulița a fost trimisă la regiune, la Pitești, de unde urma să ajungă la București. Din păcate, nu a ajuns niciodată și nimeni nu știe astăzi unde s-a rătăcit artefactul. Dar vestea descoperirii celor două obiecte a reaprins dorul de îmbogățire rapidă și, deși era interzis, iar miliția făcea des razii, în curând dealul era plin de gropi. Din păcate, această nouă campanie de căutare de comori a dus la distrugerea a două pietre considerată artă neolitică, boul și broasca de piatră. Cum statul nu se arătase interesat de cercetarea și protejarea celor două artefacte, ele erau în stare liberă prin pădurea Capelei. Iar aventurierii, bănuind că cei doi bolovani ascund comori dacice, le-au spart în bucăți. Bineînțeles că nu era vorba de nicio comoară, dar răul a fost făcut. Din același an, datorită cruciuliței templiere, zvonul comorii ascunse pe respectivul deal a preluat un alt nume. Nu mai era vorba de comoara cavalerului, ci de comoara cavalerului templier. Și, nu chiar degeaba, căutătorii de comori știau că prin secolele 12-13 exista o bisericuță catolică pe deal. Probabil ridicată în perioada expansiunii catolice în țara românească, perioadă cu apogeul în timpul doamnei Clara de Dăbâca, soția voievodului Nicolae Alexandru, fiul lui Basarab I Întemeitorul. Documentul pierdut. Într-un fragment de scrisoare descoperit la curtea de Argeș în anul 1849, în ruinele fostei biserici catolice Sâmnicoară, se pomenea de misiunea fratelui Oscarius de Brema la Apulum, Alba Iulia, înstărcinat să ducă odoarele sfinte în Prusia. Din fragmentul respectiv se releva grija fraților din Apulum de faptul că Oscarius nu mai ajunsese la ei. Se poate interpreta destul de facil că orașul respectiv era Târgul Râmnic și biserica catolică era cea construită pe dealul căruia îi dăduse și numele, respectiv Capela. Interesantă este și soarta documentului argeșan. În anul 1865 el a fost preluat și trimis spre conservare și studiere la Viena, de unde i s-a pierdut urma, iar despre ce scria în el, parțial știm din anumite amintiri și jurnale ale vremii. Despre această întâmplare a vorbit și scris și preotul Bălașa, un precursor al mișcării daciste, numit de către contemporan drept Patriarhul de Drăgășani. Preotul era convins că era vorba de un cavaler religios, posibil templier sau teuton, care transporta un mic tezaur spre apus, dar, din vari motive, pentru siguranța comorii ar fi îngropat-o undeva pe traseul dintre Alba Iulia și ar fi foarte posibil să o fi ascuns în timpul escalei la bisericuța Capela. Deci ar fi cu totul posibilă existența unei comori templiere îngropate undeva pe dealul Vâlcean.
Din păcate, nu mai există posibilitatea studierii artefactului descoperit la Sân Nicoară din Curtea de Argeș. Acesta dispărând cumva de la Viena sau poate nu se vrea restituirea lui. Și, apropo de supoziția preotului Bălașa, amândouă variantele sunt posibile, fiindcă avem mărturii directe și indirecte despre prezența templierilor, dar și a teutonilor. În legătură cu aceștia, să ne aducem aminte de existența în Țara Loviștei de sute de pietre de hotar care au inscripționată crucea teutonă. Dealul Capela, un loc plin de istorie. Dealul Capela din Râmnicu-Vâlcea ascunde multe povești, legende, mituri, fiind unul dintre cele mai cunoscute repere ale orașului. Multe din aceste mistere au rămas în amintirea localnicilor, dar sunt și multe altele mai puțin cunoscute. Numele de Capela are conotații istorice deosebite, el provenind, așa cum am mai spus, de la o capelă catolică ridicată în secolul al XIII-lea. Această capelă s-ar fi aflat chiar pe creasta dealului și se pare că ar fi comunicat printr-un tunel subteran cu Bărăția, biserica catolică din centrul târgului și, continuând pe sub râul Olt, dar până în prezent însă nu a fost descoperit acest tunel. Ca mențiune istorică să amintim că pe platoul de deasupra actualei arhiepiscopii se afla o davă dacică cu palisade de piatră și lemn, probabil un loc de refugiu pentru localnicii daci în momente de pericol. S-au găsit și urme ale prezenței coloniștilor romani, artefacte datate după data cuceririi Daciei de către Traian. De asemenea, dealul găzduiește și o necropolă din Neoliticul târziu, dovadă și cei doi idoli de piatră distruși de frenezia căutătorilor de comori. Este vorba de mai sus amintitele boul și broasca de piatră. Exista și o latură mai întunecată a istoriei capelei. În timpul războiului de independență, 1877, pe dealul Capela a fost făcută o gropniță pentru prizonieri turci și cartiruiți în Râmnic. Se pare că aceștia au fost răpuși de o molimă ciudată, rămasă necunoscută până în prezent și au fost îngropați pe deal. Locul, aflat vis-a-vis de actualul tribunal, până în secolul XIX era cunoscut drept cimitirul ciumaților. Concluzie. De-a lungul timpului, în urma unor evenimente sau fenomene naturale, dealul Capela a furnizat mereu surprize. Astfel, sunt multe mărturii orale, dar și de presă, care relevă faptul că, în urma unor furtuni puternice, apele pluviale coborâte de pe deal nu odată aduceau cu ele monede antice sau medievale, dar și resturi de arme și platoșe. De asemenea, săpături ocazionale, oficiale, dar întrerupte din motive financiare sau din dezinteres local, au scos la iveală urmele unor structuri dacice și romane, dar și câteva artefacte atribuite cumanilor. Din păcate, nu avem cunoștință de vreo organizare a unui șantier arheologic pe locul presupus al vechii bisericuțe catolice. Credem că o anumită cercetare amănunțită a vechiului stabiliment catolic ar putea face lumină și în cazul presupusei comori a cavalerului templier. Dacă statul, ca de obicei, nu găsește necesar să finanțeze un șantier arheologic, poate o inițiativă particulară, precum cele de la Alba Iulia sau Sarmizegetusa Regia, să facă odată pentru totdeauna lumină în acest caz interesant al prezenței templiere pe meleaguri vâlcene. Prieteni, sunt Bogdan Gamaleț, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, mi-au rămas bun de la voi, însă nu înainte de a mulțumi și prietenului nostru George Hodorogea. Pe curând!